Strategii de reducere a stresului. Resurse educaționale deschise pentru clasa a șasea la disciplina, consiliere și dezvoltare personală. Cu toții știm că stresul pe o perioadă mai lungă de timp ne afectează sănătatea. Gândindu-ne la acest lucru, următoarea întrebare care îmi vine în minte este: cum pot evita acest lucru? Pentru a găsi soluții la această problemă, este de dorit să îți cauți cele mai eficiente strategii de reducere a stresului. Astăzi îți voi prezenta 5 astfel de strategii. Îți recomand să le notezi în caietul tău. Prima strategie ar fi dezvoltarea unui stil de viață sănătos. Pentru aceasta, este foarte importantă menținerea unei greutăți în limite normale. Cum putem face acest lucru? Prin practicarea unui sport sau practicarea regulată a exercițiilor fizice și un comportament alimentar sănătos, adică să mănânci regulat cu multe fructe și legume, un regim alimentar sărac în grăsimi și produse zaharoase în cantități moderate. Și odihna te ajută să ai un stil de viață sănătos. Tu ții cont de toate aceste recomandări? Este dificil să facem acest lucru sau din potrivă? O altă strategie ar fi gândirea pozitivă. Gânduri precum, da, eu pot, sau voi face tot ceea ce îmi stă în putință, sunt gânduri care îți sunt de folos în foarte multe situații. Pe de altă parte, gândurile nu voi reuși niciodată, nu sunt bun de nimic, ne împiedică să înaintăm. Sunt gânduri pe care ar fi bine să le înlocuim. De exemplu, ai putea gândi, chiar dacă nu obțin întotdeauna succes, reușesc să fac câteva lucruri bine. E de dorit, în situații considerate de tine ca stresante, să gândești pozitiv. Notează două gânduri pozitive potrivite pentru tine. Când ai terminat, te rog să le prezinți colegilor. Astăzi, veți reține unii de la alții cât mai multe gânduri la care să apelați în momente dificile. A treia strategie propusă de mine este dezvoltarea capacității de a comunica asertiv. Acest lucru ne ajută să ne susținem propriul punct de vedere prin exprimarea sentimentelor, nevoilor, opiniei personale, să ne cunoaștem și să ne cerem drepturile fără a le încălca pe ale celorlalți. De exemplu, dacă un coleg îți cere ajutorul, tu îi poți răspunde într-un mod asertiv. Înțeleg că acest proiect la istorie te poate ajuta să ai media 10 și mi-aș dori să te pot ajuta, Însă timpul nu îmi permite să stau astăzi trei ore cu tine, pentru că nu voi reuși să termin ceea ce mi-am propus eu. Să învățăm să spunem nu atunci când sarcinile ne copleșesc sau nu suntem confortabil cu situația respectivă. Gândește-te acum la o situație în care ai expus un mesaj asertiv. Notează mesajul tău pentru a-l prezenta la final. Dezvoltarea relațiilor de prietenie poate fi considerată o altă strategie eficientă de reducere a stresului. Prietenii ne ajută să depășim mai ușor anumite situații stresante. Prietenii sunt cei care ne sprijină și ne sunt alături de câte ori avem nevoie dacă noi le solicităm ajutorul. Prietenii noștri pot să fie membrii familiei, colegii de la școală sau de la sport. Sau chiar vecinii? Tu la care dintre prietenii tăi apelezi atunci când te simți stresat? O ultimă strategie pe care ți-o propun azi este dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în propria persoană. Stima de sine sau părerea pe care o ai despre propria persoană se construiește treptat, pas cu pas. Alege să nu te compari cu alții. Recunoașteți calitățile și implică-te în activități care îți fac plăcere și la care obții rezultate dorite. Stabilește care sunt lucrurile importante pentru tine, adică valorile tale. Stabilește scopuri realiste, adică scopuri pe care le poți atinge. Care dintre strategii crezi că sunt cele mai potrivite pentru tine atunci când te afli în fața unor situații stresante? Stil de viață sănătos, gândire pozitivă, comunicare asertivă, dezvoltarea relațiilor de prietenie sau dezvoltarea stimei de sine. Acum, imaginează-ți că te întâlnești cu un prieten drag care îți povestește situația stresantă prin care el trece. Ajută-l să facă față stresului propunându-i cel puțin două dintre strategiile care ți se potrivesc ție.